Hei, bună dimineața, stimați șerif, și am să vă rog să-mi permiteți să încep această absolut superbă emisiune de miercuri cu un citat din prietenul nostru și iubitul nostru poet Bacovia. Uite-te, mămică, ce vreme frumoasă e afară. 2 grade, plouă. Aia zic. Bun, trebuie să ai o nișă, că dacă toată lumea zice despre vreme frumoasă, bănesc că Bacovia s-o gândi, bă, trebuie să mă diferențiez cumva de băieții ăștia, eu o să vorbesc despre frig, despre... Știi? Asta. Bă, o vreme absolut superbă. Să vă scoateți copiii în drum. Bun. Zice așa, avem, repet, începem știrile miercuri, jumătatea săptămânii, știți, mai avem un pic până vine. Bun. Salariile din sectorul bugetar, vești bune, asta. Salariile din sectorul bugetar au rămas și anul trecut peste nivelul celor din privat, însă diferența a continuat să se reducă și a ajuns la 7,1%, cel mai redus nivel începând din 2015. Bine, asta, ca să înțelegeți, mă, frere, o să vă explic aici că stăpâniți-vă entuziasmul. Nu-i că au scăzut salariile de la privat, de la stat. Practic, privații, din neavând alte opțiuni, încearcă să mărească salariile pentru că le pleacă oamenii să lucreze la buget. Înțelegi? Și așa că ne cresc salariile în țărișoară. Iată, nu e așa, arma ascunsă a guvernului. Știi? Deci își angajează toate pilele și relații pe salarii mari, dar pentru noi. Asta. Fac asta pentru noi, să ne crească nouă salariile. Bun. Comisia Europeană ar fi blocat cererea 3 de plată din PNRR, trimisă de guvern în 15 decembrie 2023, în valoare de 2,7 miliarde de euro. Au declarat surse guvernamentale. Cele mai mari probleme sunt în reforma companiilor de stat, adică reformă zero, da? Cu prag de 500.000 de euro la micro-întreprinderi și cu denumirile la vârful companiilor din energie. Bun. Aproape 200 de stații de carburanți din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului în toată țara în 2 zile. Pentru neregulile găsite au fost date amenzi în valoare de 340.000 de lei, iar 11 stații au fost închise temporar. Păi bine, mămică, asta zic, 17.000 pe bucată. Cred că așa au zis și băieții, le trebuie 300.000, hai. Hai să ieșim în drum. Deputații români de centru din Parlamentul European nu o vor susține pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Pentru un al doilea mandat a declarat Cătălin Drulă, USR, acuzându-o pe aceasta că închide ochii la corupția de la București. Păi și dacă deschide ochii, doamna Ursula, nu s-a mai întâmplat nimic aici. Că la noi aici corupția, mă, frere, e genetic structurată. N-avem cum. Deci noi ca să scăpăm de corupție, noi trebuie să ne oprim complet, toată țărișoara, să aducem din altă țară funcționari publici, primari, senatori, știi? Să-i lăsăm pe aia o generație, 30 de ani, și după aia încet, încet să încercăm și noi să ajungem să facem ceva. Știi? Nu avem altă soluție. Și eu vă spun asta venind într-o țară civilizată. Ah, okay. Președintele în exercițiu Joe Biden și fostul președinte Donald Trump au obținut amândoi marți nominalizarea din partea partidelor lor, dând startul primei revanșe a alegerilor prezidențiale americane din ultimii 70 de ani. Revanșă, mon frère, să înțelege aici că să participe aceiași cetățeni în primul tur al alegerilor, știți? Lucru care se întâmplă destul de rar la americani, rar la americani, așa, pentru că la ei băiatul care pierde e expulzat complet, adică e scos din politică pe loc. Știi? Nu prea vor să aibă de-a face cu cetățenii care pierd. Loserii, cum le zice și în anunțare. Pentru prima oară în ultimele luni, SUA va acorda un ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 300 milioane de dolari. Ajutorul include în special rachete antiaeriene, muniție și obuze de artilerie și răspunde la anumite nevoi urgente ale Ucrainei. A subliniat Jake Sullivan, consilier al președintelui american Joe Biden. Acesta este un ajutor relativ modest, menit să ofere Ucrainei minimul necesar pentru o perioadă scurtă de timp. Ajutorul este acordat datorită unei reevaluări contabile din partea Pentagonului. Ăsta băieții au făcut acolo, au făcut stocul și au găsit niște obuze. Ce-ți da seama, mică? Niște obuze. Și ce facem cu ele? Nu știu. Dă-le la Ucraine, gata, șef. Hei, ok, bun, nu, nu mai ducem. Vladimir Putin a declarat că Rusia va cere garanții de securitate pentru a lua în considerare pacea cu Ucraina. Deci ei rușii cer garanții de securitate când ei au semnat o hârtie că nu o să atace Ucraina niciodată în viața lor. Deci au o hârtie semnată. Cu garanția Statelor Unite și cu Marii Britanii, știi? Deci o zis, okay, Ucraina, dă-ne bombele, bombardelele, dă-ne bombele nucleare înapoi și noi îți promitem că nu te atacăm niciodată. Gata, gata, ok, 10 ani mai târziu. Russian, bun.
Putin a reiterat dorința Rusiei de a dezvolta, de a rezolva acest conflict prin mijloace pașnice. Guvernul Ucrainei a respins anterior orice acord care implică concesii teritoriale. Întrebat dacă este posibil un acord echitabil cu Occidentul, Putin a răspuns: nu am încredere în nimeni, dar avem nevoie de asigurări. El n-are încredere în nimeni, mă mică. Statele Unite au aprobat marți vânzarea de rachete către Polonia în valoare de 3,5 miliarde de dolari, o tranzacție anunțată cu puțin timp înainte ca președintele Joe Biden să se întâlnească cu premierul polonez Donald Tusk. Și din știrile medicale zice: medicamentele care blochează pubertatea nu vor mai fi prescrise minorilor sub 18 ani în Anglia, în afara studiilor clinice reglementate. Există medicamente care blochează? De ce ai blocat pubertatea? Deci, eu sunt un pic în urmă, așa, nu știu, se întâmplă niște lucruri pe planeta asta. De ce ai dorit să blochezi pubertatea? Adică, știi? Și iar zic, de ce ai dorit să blochezi pubertatea după 18 ani? Nu ești pubert, nu? Nu e razna de la 18 ani, adică trebuie să mai blocheze ceva? Există aici ceva, îmi scapă mie, că știu că pe vremuri castrau pe copii ca să cânte frumos, să nu să devină adulți. Dar eu, deci, aia nu înțeleg. Trebuie să blocăm? Să, poate e ceva, deci poate râdem ca nebuni aici și suntem niște proști, dar eu nu înțeleg de ce noi... Vreau să fiu copil toată viața, ia medicamentele astea. Ok. 6 ani. Mă duc la servici, dar nu pot să merge așa. Ce? Că îi scute cu meu, așa. Ce îmi scute la servici la 38 de ani? El e copil. Bun, și încă ceva. Am vrut să vă mai citesc niște știri. Trebuie să vă cum stăm cu timpul. Rău. Da, asta este. Vreau să vă zic că avocații care au apărat România la în America, în Americi, pentru procesul cu RMGC, au lucrat pro bono, că aia zic, mi se pare foarte tare. Deci statul român face un căcat, e dat în judecată și același stat corupt nu angajează niște avocați să se apere, știi, așteptându-se să piardă. Înțelegi? Bă, foarte tare. Și angajează niște români, niște băieți pe gratis, care dă și câștigă procesul, mă mică. Așa. Vreau să vă spun că deci statul român de un an de zile luptă cu TikTok-ul, asta am vrut să vă zic, și că marea majoritate a instituțiilor publice încă nu au scos TikTok-ul de pe telefoanele de servici, ceea ce era obligatoriu, dar asta este. Bun, Iohannis își anunță oficial candidatura la șefia NATO. Noi știam de vreo 2 luni, nu știu, așa de la NATO surprinși, deci aia nu află de nicăieri decât NATO. Trebuie să ducă el să le zică că noi știm de 2 luni, mă, un frer să pune a meu, o să fie, o să dreagă, o să căcat, nu o să facă nimic. Bun, industria fără apărare zice, deși avem război lângă graniță, nu producem nici pulbere, nici muniție, nici echipamente militare. Pulbere producem, mă mică. Praf de vânt, praf în ochi producem noi, țărișoara asta. Chiar citisem un articol, nu știu dacă vă aduceți aminte, deci luni, zilele trecute. Că practic noi nu mai avem nici industrie, nici agricultură. Dar stăm perfect pe consum, suntem șmecheri de tot. Așa, și aici, așa. Zice, Senatul a adoptat propunerea privind obligația centrelor comerciale și a marilor magazine de a înființa centre de prim ajutor cu personal calificat și dotări pentru urgențe medicale. Există deja prevederi privind angajatorii de a se asigura. Ok. Deci, să vă citesc în românește, zice, există deja prevederi care obligă pe angajator să se asigure de îndeplinirea obligațiilor în oferirea de prim ajutor. Deci, practic, mai trecem o treabă și pe privat, știi? Deci, acum o să zică, ce e ăsta? Accident! Unde îl ducem? Duceți-l la mol! Că îi asigură, au medicamente, ei au, știi? Că îi obligă legea. Că eu la spital, iar zic, îi obligă legea, n-au nimic. Nu cred că există o obligație, nu cred că legislația română este, bă, în spital trebuie să fie medicamente. Deci știi ce zic? Că ei dacă ar fi, ar încărca legea, dar ei nu încălcă legea. Ei spital, da, aveți medicamente, nu. Ok, ilegal. Așa și cu am vrut să închei cu asta, ca să știți despre ce e vorba în propoziție și să aveți o zi cât mai bună astăzi. Să vă simțiți bine la servicii, zice așa. Condamnat liber și special, fugarul Sorin Oprescu a câștigat procesul pentru pensie specială, va încasa 3.500 de euro pe lună, bani pe care îi va primi în Grecia. Ce poate fi mai drăguț, bă? Deci fii atent, vine, face, distruge țărișoara, îi acuzat, înțelegi, îi condamnat, fuge din țară și după aia primește o pensie specială care și aia, înțelegi, e un act de corupție în sine. Ce poate fi mai drăguț? N-avem, bă.
Țărișoara asta v-am zis. N-are, noi nu puteam inventa niciodată. Deci ați înțeles, un băiat care e condamnat și fugit din țară, care trebuie să vină să facă pușcărie, el primește pensie specială în Grecia. Din banii noștri, bă, nu se face așa ceva. Bun, hai, în această notă pozitivă, bă, nu, vă jur. Deci comedie, comedie, eu vă jur că dacă România... Deci dacă țărișoara asta, așa cum ar filma-o cineva și ar pune pe net, știi? Deci să fie așa un film continuu. Noi am luat toate Oscarurile. Deci, bă, n-ar fi un Oscar care să ne scape. Nimic, absolut nimic. Efecte speciale, muzică. Regie și montaj. Bă, nu știu. Imaginație. Întâmplări neobișnuite. Bă, aia zic, am rupe. Bun, cetățeni, absolut superb. Ne vedem negreșit mâine, să ne auzim pe live. Primul live după ce ne-am întors din Germania. Despre ce vom povesti? Bun, și ne vedem, nu-i așa, negreșit, vineri. M-o cam luat valo, am cam râs așa, asta zic. Da, bă, eu sunt foarte, deci foarte mine am început. Deci toate lucrurile mele zic căcat. Bun, ne, bă, asta. Ne-am terminat, ne auzim. Servus.